Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine, ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Spuneam zilele trecute că nu o să mai discutăm prea mult despre alegerile locale, dar iată că au venit rezultatele finale, putem trage linie pentru fiecare formațiune politică în parte, ce și cum a câștigat PSD-ul, ce și cum a câștigat Partidul Național Liberal și pe lângă el celelalte formațiuni. Este perioada în care se fac și se desfac majorități în Consiliul Județean, care este ținta și dorința fiecărui formațiuni politice de a conduce județul Neamț. Se pare că așa cum arată harta județului Neamț, s-a cam înroșit, PSD-ul fiind câștigător, mai puțin în cele două mari orașe, Romanu și Piatra Neamț. Vedeți că am început din patriotism cu Romanu. Pentru a discuta rezultatele finale ale acestui scrutin, l-am invitat în platoul emisiunii noastre pe domnul inginer Dan Manoliu, încă vicepreședinte în exercițiu al Consiliului Județean, președinte al organizației PSD Roman, organizație care, din păcate, n-a putut sparge la Roman nuca tare a Partidului Național Liberal. Rezultatul acelui mandat, acelui slogan asumat, PSD dă puterea, n-a dat prea mari rezultate în orașul colorat în galben. Deci și-a schimbat culoarea în decursul acestui mandat, de la portocaliu la independent și de la independent la galben de ceva vreme. Bună ziua și bine ați venit, domnule. Bună ziua și bine v-am regăsit. Ne-am pregătit aici, uitați-vă, pagini întregi de rezultate. Haideți să facem o analiză. Să o luăm întâi per total, PSD da, a colorat în roșu harta județului. La nivel de județ s-a văzut că, într-adevăr, politica care am dus-o și administrația care am făcut-o în Consiliul Județean în acest mandat, mai ales în a doua parte a mandatului, după dispariția regretatului Culiță Tărâță, când noi am avut, de fapt, încă aproape de la început, am avut controlul asupra Consiliului Județean, faptul că am știut să administrăm bine județul, faptul că guvernarea Ponta, prin Ministerul Dezvoltării, a știut să ajute administrațiile locale, mai ales în zona rurală, cu finanțarea sau cofinanțarea unor proiecte, mai ales pe Ordonanța 28, s-a reflectat în faptul că ne-am păstrat un număr mare de primării și am câștigat un număr mare de primării, vorba de 52 de primării la nivelul județului, din care cele trei orașe, Târgu Neamț, Bicaș și Roz. 52 strict ale PSD-ului, să spunem clar. Strict ale PSD-ului, mai sunt trei ale UNPR-ului. Total 55, un scor care nu l-am mai avut de mult în județul Neamț. Pe vremea lui Taica Elescu, nu? De pe vremea, da, exact. Pe vremea când Neamțul era undeva la 70% la nivelul țării. Din păcate, aici a dezamăgit, trebuie să recunoaștem puțin, zona Romanului, unde avem pierdere semnate de primării, unele neașteptate, unele prognozate. Pe ansamblu, noi spunem că am ieșit bine, ne pare rău că n-am reușit să obținem majoritatea absolută în Consiliul Județean din prima, avem 17 consilieri, dar ținând cont de alianța, da, ținând cont de alianța la nivel național cu ALDE, avem 19 consilieri, ceea ce e o majoritate, spun eu, mai solidă decât
în mandatul, de exemplu, care 2008-2012, un PDL-ul la vremea aceea avea 17 consilieri plus președintele uninominal 18. Cum va juca, după părerea dumneavoastră, PMP-ul, care are și el doi consilieri? PMP-ul, eu consider că... Dacă se duc spre dreapta și 14 cu 2, 16, destul de fragilă majoritatea. Nu e fragil, o diferență de 3 voturi care înseamnă foarte mult la nivelul unui Consiliu Județean. Deci v-am spus, în mandatul 2008-2012, când PDL-ul avea o majoritate de 18, noi în momentul actual avem o majoritate de 19 consilieri, cu totul președinte. Se știe foarte bine că pe noua lege președintele și vicepreședinții se aleg indirect. Vicepreședinții și până acum s-au ales indirect. Până acum, dar modificarea legii este stabilitatea mandatului pentru președinte și vicepreședinte, în sensul asta că e foarte important, ca să nu mai avem 7 schimbări da, într-un mandat. Sunt aleși cu jumătate plus 1 din voturi și pot fi revocați cu 2/3 din voturi. Asta ar însemna că ei pot fi aleși cu 18 voturi pe care deja le aveți, pe care deja le avem și revocați, da, și revocați cu 24 de voturi. Este aproape imposibil, ținând cont de faptul că PSD-ul are 17 consilieri, o aritmetică simplă, 35 minus 17. Vreau să-mi spuneți, domnule vicepreședinte, cum v-ați luat cu ALDE? Cu acte în regulă sau numai pe bază de înțelegere? Nu, se știe foarte bine că e o alianță încheiată la nivel național. Da, de... numai pe vorbe sau și la tribunal? Asta mă interesează. Nu știu exact dacă e și la tribunal sau pe vorbe. Cert este că ei au căpătat câte un post de vicepreședinte în toate consiliile unde avem majorități. Din păcate, domnule vicepreședinte, eu aici am o rezervă. O rezervă în sensul că este adevărat că jocul acesta democratic, alternanța la putere, dar Consiliul Județean este forul care legiferează acesta și prin aparatul propriu care este coordonat de președinte și cei doi vicepreședinți, acolo este partea pur tehnică. Nu știu, din câte știu eu, negocierile care se duc acolo, nu știu ce se va întâmpla cu oameni fără experiență, fără... Doamna Ordean, eu vă pot spune din propria experiență faptul că, indiferent cine va fi sau cine vor fi vicepreședinții la nivelul Consiliului Județean, dacă au cât de cât o experiență managerială de a managerea sectorul de care vor răspunde, se vor descurca, pentru că trebuie să recunosc că în urma acestui mandat am constatat că în Consiliul Județean sunt oameni foarte bine pregătiți, oameni care și... Profesioniști, de funcționari. Exact, funcționari, bine pregătiți, oameni care dacă știi să-i atragi de partea ta și știi să lucrezi cu ei și știi să-i pui la treabă, fac lucruri poate la care nici nu te-ai gândit. Deci sunt oameni capabili să se sacrifice, să-și sacrifice timpul liber și timpul alocat familiei pentru a-l pune la dispoziția activităților din Consiliu. Sunt oameni cu experiență veche care sunt greu de înlocuit, adică într-adevăr ar trebui să fii foarte specialist și pe felie, ca să spun așa, ca să îi poți prelua. Într-adevăr, eu am avut un avantaj lucrând ani de zile într-un domeniu, manageriind ani de zile, mi-a fost mai ușor ca și activitate, pentru că aveam o experiență în spate. Dar vă pot garanta că un vicepreședinte trebuie să aibă în principal flerul de a ști să lucreze cu oamenii din Consiliu,
de a ști cum să îi abordeze, de a ști ce să le ceară și este suficient. Teamă, de asta mi se teamă mie, domnule vicepreședinte, căci fără a face publice numele care se vehiculează pentru vicepreședinția Consiliului, eu zic că nu au nici competența profesională. Cum depinde, eu vă spun că depinde foarte mult de hotărârea și cred că trebuie să țină cont de opțiunile și a celui care va fi președinte de Consiliu Județean, pentru că dânsul poate să-și îngreuneze sau să-și ușureze munca funcție de cei doi adjuncți care îi are. Dacă vor fi oameni cu mai puțină experiență, va fi mai greu pentru dânsul, pentru că decizia finală și responsabilitatea finală este a președintelui. De aia spun eu că depinde foarte mult de opțiunile celui care va conduce județul. Bineînțeles că aici este latura politică care... Nominal, vă las pe dumneavoastră, eu am scos aici din... De care sunt cei care vor intra în Consiliul Județean? Păi, dumneavoastră aici a spus și eu, bine, dumneavoastră a spus cei care ar trebui să intre, nu știu încă din ceilalți care au renunțat. Când se încredințează mandatele? Pe 24, când vinerea care vine. De vineri într-o săptămână e ședința de Consiliu. Ionel Arsene, Emilia Arcan, Florentina Vasiliu Moise, UNPR, Ciprian Șerban, UNPR, Dan Manoliu, PSD, Gheorghe Oprea, PSD, Mădălina Ciubător, Oana Bulai, Dănuț Andrușcă, Vasile Murariu, Dan Vasile Constantin, Adrian Bolceanu, Vasile Nica, Nicolae Pușcașu, Olga Nistor, Gabriel Paul, Florin Gurmăzescu, dacă v-am spus... O parte spus, din aceștia sunt chiar la al doilea și al treilea mandat sunt. Da, numai dacă cei care sunt intercalați între ei au făcut renunțare la mandat, deocamdată păi, nu știu. Aici nu știu de domnul Oprea, ce știți, la Roman sigur a renunțat. Deocamdată nu știu nimic. Dar nu știu calitatea pe care o are de inspector la ANAF îi permite să fie consilier județean? Nu îi va permite să fie consilier. Și atunci de ce ați mai trecut pe listele acestea? În ideea în care ar fi luat primăria Roman? Poate avea și altă opțiune, nu neapărat. Deci sunt niște discuții interne care la momentul respectiv și la gândirea respectivă se puteau concretiza într-un fel, la momentul acesta după alegeri. Și dacă nu, care ar fi, cine l-ar înlocui pe domnul Oprea, dacă spuneți că e incompatibil cu funcția de inspectorul? Mai e cineva de la Piatra Neamț, nu mai știu. Iar pierde Romanul în loc. Numele. Da. Dar nu-l văd aici și nu știu dacă renunță la mandat, nu-l văd pe Edi Corduneanu, care el era normal... Păi înseamnă că s-ar putea ca domnul Corduneanu, dar și dumnealui este la mediu, nu? Iar poate renunța, nu contează, poate renunța la ceea ce înseamnă la mediu, poate renunța la funcția de la mediu pentru... Eu mă îndoiesc că n-a renunțat nici mandatul trecut, că știți. Deci, nu v-am spus, sunt niște discuții interne care au fost pe o gândire înainte de alegeri, acum e altă gândire, la momentul actual nu e nimic bătut în cuie, deci haideți nu putem discuta. Haideți să vedem PSD-ul cu ce garnitură PNL-ul cu ce garnitură intră. PNL-ul văd că intră cu Traian Humulescu de la Târgu Neamț, Constantin Tapalagă, care a fost în ultimul timp lider de grup, Adrian Hopșa, Gabriela Banu, inspectoarea, fosta inspectoare, Elena Monica Anton, Dumitru Acatrin de la Lou. Venind de la PPD de Anton, dacă nu mă înșel. Da, da. Lucian Florin Pelepco, Romașcan de-al nostru, Mihai Nichita, Gabriel Lucaci, cred că este cel care e de la Tămășeni, cred, nu știu, Ioan Doinel Boca, Valentin Constantin Stavarache,
Gheorghe Tiboi, Mircea Ciudin de la Târgu Neamț, el a mai fost. Fost în mandatul trecut, Ștefan Grațian Iacob. Este avocat romașcan de-al nostru. Eu vreau să număr, știți că din orgoliul nostru tot numărăm romașcanii. Așa când vă uitați la prima, câți romașcani avem? Deci de la noi am avea în prezent 1, 2, 3, 4 4 romașcani și cu edici 5, să nu greșesc, 1, 2, 3, 4 cu tot cu Ieric Orduneanu, care nu deci știu situația. Puțin, puțin. Și liberalii câți au? Liberalii... Ui, Grațian Iacob, 1. 1. Cred că Luca... Dumitru Acatrinei Toadela. Dumitru 2. Pelepco. Pelepco 3. 3. Banu, nu știu dacă... E de la Piatra Neamț, de la Piatra noi. 3 și dacă ar fi Gabriel Lucaci, cred că 4. Tot 4. Din zona Romă. Deci am fi la egalitate. Mișcarea populară Sambi de la Piatra Neamț, vine Alde cu Ioana Saftei, care este patronul de la Tupilați, Hanul Răzeșilor, și Mihai Alexandru. Cam asta ar fi. Cum vedeți conlucrarea în Consiliul Județean? Față de actualul mandat, unde știți foarte bine că era o repartiție a mandatelor destul de incomodă pentru oricare din partide, eu spun că actuala configurare a Consiliului Județean dă o stabilitate mai mare decât în mandatul acesta 2012-2016 pentru un partid, în principal pentru PSD, care e nevoit să facă alianță cu un singur partid pentru a putea avea o majoritate față de mandatul trecut, când aveam alianță cu 3 partide și era mai dificil. Important este dacă în conducerea Consiliului Județean va ajunge un om care să mențină echilibru și să înlăture dihonie care a fost în mandatul trecut, Dumnezeu să-l ierte pe domnul Culiță Tărâță. V-am spus, mandatul acesta care se termină în momentul actual, repartiția era incomodă pentru oricare din formațiunile politice care intrau, pentru că niciunul nu avea o cât de cât majoritate stabilă. Eram 10 cu 5, cu 4, cu 7, cu 8, erau 5 partide, nu 4, 6 dacă luăm... Să explicăm pe înțelesul telespectatorilor care este greutatea Consiliului Județean. Acolo vin banii, de acolo se împart. Greutatea Consiliului Județean este dată în principal de faptul că el administrează ceea ce înseamnă patrimoniul județului, atât din punct de vedere a patrimoniului material, cât și a patrimoniului cultural, a patrimoniului financiar, ca să spun așa. Știți foarte bine că sunt proiecte în derulare, sunt posibilități de a accesa proiecte și actuala perioadă de accesare a proiectelor 2016-2020, care este și ultima din programul cu Uniunea Europeană, în principal se axează pe proiectele mari, însemnând la unități administrative mari, deci Consiliul Județean, Regiune, acestea sunt proiecte cu finanțări mari și cu posibilități mari și cu alocări mari de bani de la Uniunea Europeană. Ori ca și proiecte în perspectivă, știți foarte bine că avem un protocol încheiat cu Bacău privind acea axă de transport, o variantă de rezervă însemnând drumul Piatra Neamț, Mărginene, Trifești, Icușești spre Bacău, Horea Icușești spre Bacău, unde Bacău are deja studiu de fezabilitate și
logistica pentru depunerea proiectului. Noi am început demersurile pentru întocmirea studiului de fezabilitate. E vorba de 100 și vreo 50 de kilometri de drum modernizat până la nivel de covor asfaltic, din care Neamțul are vreo 67 de kilometri. O parte din tronsoanele acestui drum sunt realizate, o parte urmează a fi realizate, astfel încât să facem o variantă de rezervă pentru legătura cu Bacău, Vaslui și zona respectivă. De asemenea, avem un proiect în urma unui protocol și a unei asocieri cu Harghita, însemnând un drum de care se duce de la Dămuc și se ajunge aproape de Miercurea Ciuc, cu o variantă de rezervă privind drumul național prin cheile Bicazului. Din păcate, acolo n-am reușit nici în acest mandat să batem în cuie, ca să spun așa, granița între Neamț și Harghita. E un diferent de acolo care duce la neînțelegeri. Cei de la Harghita au coborât granița mai jos de chei. Conform actelor administrative, granița este undeva la marginea stațiunii Lacul Roșu. Din păcate, n-am reușit încă o mediere și din acest motiv. Cine a ieșit acolo la Harghita Covasna? Nu știu, la momentul acesta. Din păcate, v-am spus... Era intransigent. Știți că au fost mai multe... Da, știu, era vorba de președintele Consiliului Județean, care știa foarte bine că are legături puternice și sprijin puternic. Da, da, acolo e colorat în verde, a luat din nou, am văzut că... E normal, e zona cea mai puternică a UDMR-ului. Și din acest motiv, asta vroiam să spun, m-ați întrerupt, faptul că n-am reușit un proiect care din mandatul 2008-2012 l-aveam în vedere privind cheile Bicazului, adică privind iluminarea cheilor și crearea unei zone de promenadă pe zona cheilor Bicazului, o zonă extraordinară. Un alt proiect care sper că va fi în continuare. Ce mai departe, că e foarte important ăsta. De ce n-au vrut ungurii să accepte, cu atât mai mult că cât finanțele veneau din partea Neamțului? Sau era cofinanțare? Era o cofinanțare, am încercat și pe fond european, apoi cu o cofinanțare pe fonduri guvernamentale, dar din păcate nefiind soluționată efectiv. Și cine, unde, nu, în instanță se soluționează? S-a încercat la nivel de prefectură, s-a încercat la nivel de Consiliul Județean, nu se reușește efectiv stabilirea graniței administrative între Harghita și Neamț. Nu ne rămâne decât să chemăm nemții să ne o traseze. Probabil nu spun asta eu, dar spun un lucru care este real și cert. Datorită acestui lucru, zona respectivă, avem o întreagă poveste și acolo, inclusiv unitățile administrative teritoriale din Bicaz, Chei, Dămuc, au probleme pe granița administrativă, au probleme cu retrocedările de pe păduri, au fost procese. Am înțeles că Bicazul Chei a câștigat și a reușit să recâștige vreo 1800 de hectare de pădure care erau luate și împărțite de cei de la Harghita. E o întreagă istorie. De aia am și spus că îmi pare rău că respectiva zonă, care are un potențial extraordinar de mare și unde noi avem proiectul gata realizat, numai că nu-l putem implementa cu acea zonă de promenadă a cheilor Bicazului, adică efectiv urcarea și coborârea cheilor Bicazului să se facă pe jos, pietonal, autocarele numai să treacă dintr-o parte în alta, să tranziteze, să aștepte la un capăt și la altul, cu refugii, cu bănci, cu crearea unor zone
comerciale pentru ceea ce înseamnă articolele tradiționale care se vând în zona aia, unor zone comerciale moderne, exact, moderne și toate alea. Din păcate, n-am reușit și plus un iluminat credeți, adecvat. Credeți că va face, veți face, că nu să faceți parte din Consiliul Județean mai mult în acest mandat, veți reuși? Eu voi încerca în continuare, încerc și, am încercat din 2008 încoace, voi încerca în continuare să susțin și să aduc în vederea celor care vor fi la conducerea CJ-ului acest proiect, pentru că este benefic tuturor, dar ce mă bucur este că dacă ați studiat programul celui care vrea să preia conducerea Consiliului, a deputatului Arsenie, ați văzut că pune un accent sincer, de o să fiu nu, pentru că a fost absent PSD-ul în zona Romanului și nu, chiar deci noi am împărțit respectivul pliant, a ajuns în multe case, am avut peste 15 mai puțin la jurnaliști. Hai puțin la jurnaliști, asta e situația, dar vă spun că în programul nostru care ne-am prezentat la nivelul județului se pune accent deosebit pe turism în Neamț și pe crearea unui brand al Neamțului, un brand al zonei, ținând cont de faptul că suntem avantajați de relief. Domnule președinte, dați-mi voie să vă reproșez în continuare, nu dumneavoastră personal, care ați avut o relație cu totul și cu totul deosebită cu media, ci în ansamblu organizației de la Roman, o comunicare destul de slabă cu presa. Nu știu, era efectiv interesul dumneavoastră acum de a strânge voturi, e adevărat, dar de a aduce la cunoștința populației, iată programul de care ne vorbeați. Poate o să nu mă așteptam ca în zona Romanului domnul Arsenie să nu vină să facă absolut deloc nicio conferință de presă, nimic, o lună de zile nu și-a găsit o zi măcar. A fost la niște emisiuni televizate. Acum ce se întâmplă? Eu nu vreau nici să găsesc scuze, nici... Mă gândeam adunată toată presa, o conferință de presă era mai benefică. Eu atâta vă pot spune că noi am dispus numai de fonduri legale pentru campanie și respectivele fonduri nu ne permiteau să plătim, ca să spunem așa, da, pentru că toate cerințele la toate astea. Se plătește aici producția. Da. Deci nu am avut efectiv partea financiară, nu am avut susținere. Noi am fost puși undeva la colț de faptul că neînțelegerile personale dintre mine, și haideți să o spunem direct, Oana Bulai, care coordonam, nu știu dacă chiar n-au permis niciodată să nu fie prezent într-un studio de televiziune online, care se vede de la Roma până la Washington și în Japonia și așa mai departe, mi se pare absolut inadmisibil. Nu știu dacă neapărat a contat foarte mult asta, pentru că ați văzut că am făcut doar 3-4 emisiuni și la Roman TV, celălalt post, apoi ne putând încadra... Vă mai mirați că tot ținut doar 15%? Nu-i vorba de asta. Nu ne-am putut încadra financiar în ceea ce a fost... Deci asta e fațeta care aduce disconfortul într-o campanie electorală. V-am spus, deci n-am beneficiat decât de aportul cotizațiilor și a banilor pentru legal, pentru ceea ce înseamnă platformă de care trebuiau depuși de fiecare candidat și trebuie să ne încadrăm și absolut nicio finanțare de alger și trebuie să ne încadrăm în bani, a trebuit acest să... lucru, noi sperăm măcar pe viitor să reușim să menținem o bună colaborare pe care am avut-o fără în probleme. Ultima parte a mandatului de când a preluat doamna Emilia Arcan, să sperăm postul nostru de televiziune a fost cel care a transmis tot timpul în direct aceste emisiuni, să sperăm că veți reuși să convingeți noua conducerea Consiliului
Consiliul Județean să continuăm această colaborare. Aș vrea să mă duc la din nou la Roman. Este adevărat că dumneavoastră ați fost extraordinar de prins cu problemele Consiliului Județean, dar cine va deconta factura acestui rezultat dezastruos de la Roman? Eu spun în primul rând o slabă mobilizare la vot. Aici e un mare semn de întrebare pentru mine. N-am reușit să mă edific efectiv pentru ce aproximativ 2000-2500 din oamenii noștri care ne-au afirmat sprijinul cu tărie n-au mai ieșit la vot în ziua votului. Nu-i vorba de un combat sau de un blat sau de un ceva s-a întâmplat? Eu nu cred, deocamdată nu fac niciun fel de acuzații. Cert este că acești 2000-2500 de oameni în ziua votului n-au mai dat niciun semn de viață și e pentru mine un semn de întrebare, deci, pentru că se, noi aveam o evidență. Aici riscat să-i mobilizeze ca să o ia pe urmele lui Dragnea, asta trebuie să recunoaștem. Și asta ni s-a trasat direct de la București, să nu influențăm ieșirea la vot. Partea cealaltă a fost mult mai mobilizată, nu discut metodele și ceea ce s-a întâmplat. Eu am o singură nemulțumire, faptul că în ziua votului nu s-a respectat legea. Adică? Am și spus, conform legii, era un articol 85, aliniatul 4, litera E, unde se spunea clar că buletinele de vot trebuie împărțite de către președinte și cu ștampile de vot, trebuie date dintr-un singur loc de către președinte sau locțiitor sau un membru al biroului electoral. Dimineața am făcut sesizările, din păcate, după ce am făcut sesizările și o serie din președinți au acceptat ceea ce am cerut noi și au îndreptat lucrurile, nu știu prin ce metode, biroul electoral municipal a revenit și a spus că lasă la latitudinea tuturor președinților de secții de votare și lucrul acesta s-a întâmplat. Eu consider că respectivul aliniat era introdus în lege tocmai pentru securizarea votului în secții de votare, în sensul că împărțind buletinele de vot un singur om dintr-un singur loc, ținând cont că aceste buletine oricum trebuiau scanate, deci nu împiedica cu absolut nimic și nu încetinea procesul de votare. În cazul acesta, în caz de se făcea o fraudă sau se prindea cumva, acela responsabil era, bineînțeles, un singur om. Așa am împărțit responsabilitatea la toți membrii biroului. Lucrurile, normal că îmbracă o umbră de îndoială. Dar, să spunem cinstit, hoțul e prins. 22.841 de romașcani s-au prezentat la vot. Da, cu aproximativ 4.000 mai puțin, 4.000 și ceva mai puțin decât în 2012. Deci cu 4.000 mai puțin. Din câte știu, în 2012 a fost 27 și ceva. Asta înseamnă că doar un sfert din populația romanului s-a prezentat la vot, nu? Așa este. Din păcate, din cei care nu s-au prezentat la vot, un mare număr au fost oameni care votau PSD-ul. Probabil n-am știut suficient de mult. Am preluat organizația, știți foarte bine, târziu. Am avut foarte târziu, destrămată. Timp foarte puțin. Vă pot spune că am avut chiar în luna în care am intrat în campanie doi președinți care n-au mai rezistat ritmului alet care îmi impusese la un moment dat și au cedat și au renunțat la... Ne-am trezit doi președinți de organizații locale, doi sau trei președinți de organizații locale care n-au mai vrut să-și au dat demisia, au trebuit să facem improvizări.
Vă pot spune cu certitudine că am încercat... Campania? Cine a condus campania? Am făcut campania, director de campanie a fost domnul Valeriu Lucanu, eu, ca președinte, am coordonat. Ce responsabilitate și-a asumat domnul Lucanu? Nu, sunt n-am făcut o analiză, n-am discutat, am zis, urmează în zilele următoare, săptămâna care vine, am zis, nu e normal să faci o analiză locală, trebuie să lași lucrurile să se așeze, pentru că altfel pot apărea distorsiuni în analiză. Despre județ vin reproșuri mari? Trebuie să recunosc, într-adevăr, există o dezamăgire din punct de vedere a conducerii județului datorită faptului că noi nu ne-am angajat neapărat, se știa că e foarte greu de câștigat, dar speream mult mai mult, mai ales la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Încă un lucru vreau să vă întreb. Deci, eu am avut chiar a doua zi după alegere, am avut în platou pe Aldo Pellegrini. Este drept că el este simpatizant, acum nu mai este membru, a fost vicepreședinte al Consiliului Județean în mandatul domnului Pruteanu, și pe sociologul Bogdan Saba. Ei, ambii au ajuns la concluzia că domnul Oprea, ca și om, un om extraordinar, un bun specialist în domeniul finanțelor, un om cu un CV impresionant ca și poveste de viață dezvăluit de colega noastră Claudia Matei, un om pe care se putea lucra. Ei, aici spun cei doi că s-a greșit foarte mult. Deci, cel care a condus campania electorală nu a știut să exploateze potențialul acestui om. Sunt păreri... Păreri de specialiști. De specialiști. Cert este că eu, de când am preluat organizația, am spus de la început că voi veni și voi veni în față, mă voi prezenta în fața rumașcoanilor cu un alt fel de politică, nu cea cunoscută de până acum. Am venit cu un om necunoscut, aproape. Deci, din punct de vedere politic, aproape necunoscut. A trebuit să muncim... Nu, chiar necunoscut, nu aproape. Chiar necunoscut. Și am spus că ăsta e un atu, pentru că știți foarte bine, la acel moment romașcanii spuneau, a, PSD-ul va veni tot cu un monstru de ăsta vechi, un dinozaur. Așa, nu a fost, eu am adus un om nou, apolitic, așa cum am promis, și am zis că ăsta va fi un atu mare în fața romașcanilor. Din păcate, se pare că am anticipat greșit. De asemenea, am venit cu o altfel de politică. Garantați aici că n-a fost un non-combat? Nu. Deci, din punctul meu de vedere, din punctul de vedere a candidatului, și a echipei, eu spun că n-a fost un non-combat și am muncit extraordinar de mult, poate zile și nopți. Cred că a fost o deficiență mai mult în ceea ce am încercat noi să prezentăm romașcanilor, poate n-am avut mijloacele și n-am avut convingerea, și a fost și riscul prezentării, v-am spus, unei echipe noi, a unui om nou ca și candidat și a unei altfel de politici. Păi ați văzut că nu... Diferentul dintre mine și Oana Bulai a fost de la acel slogan care mie, ca jurnalist cu atâta experiență, mi s-a părut absolut, cum să spun, neadecvat. Adică așa ceva de... Doamnă Ordean, a face acum are... A avut dreptate colegul nostru de la News Alert, Gabi Apetre, care a spus PSD îți dă puterea, dar oamenii n-au vrut să o mai dea înapoi PSD-ului. V-am spus... Decât doar la Consiliul Județean. V-am spus foarte clar, respectivul proiect are o latură bună. Păcat, și poate în lumea n-a înțeles-o, toată lumea, și aici e un paradox care eu nu reușesc să-l înțeleg la oameni.
Pe o parte au acuzat PSD-ul că e un partid închis, că e un partid învechit, că e un partid unde baronii nu lasă puterea de mână. Am venit cu deschiderea partidului. Așa s-a gândit că ar fi o metodă de deschidere a partidului. Că am reușit mai mult sau mai puțin, mă rog, asta se va constata. Dar eu cred că în timp va fi apreciată această deschidere a partidului. Am venit cu o listă de consilieri nouă, spun eu, și în care am îmbinat experiența veche cu noutăți. Am venit cu oameni tineri, am sperat că tinerii vor fi alături de noi, pentru că ei au fost cei care ne-au dat primele semnale când am lansat acel proiect și au fost semnale destul de puternice, mai ales de la cei tineri, pentru că proiectul în mare măsură s-a desfășurat pe mediul online. Am îmbrăcat în același timp toate domeniile de activitate, toate vârstele și toate categoriile sociale. Am pus pe locuri eligibile doi președinți de organizații, tocmai pentru că când am venit în partid s-a reproșat întotdeauna că președinții de organizații nu sunt decât folosiți și nu au reprezentativitate. Din păcate, nu s-a ajuns la mobilizarea scontată. Am pus pensionare, am pus specialiști și în urbanism, și în economie, și în sănătate, și în învățământ. Deci avem consilieri care au ajuns, profesori, arhitecți, pensionari, economiști. Aveam pe listă doctori chiar. Aveți pe listă doctori, dar undeva pe la poziția 11. Asta e... Și fără nicio posibilitate de a mai... Nu știu, dacă chiar nu e nicio posibilitate, timpul le va respecta. Deci am făcut tot ce ne-a... Se pare că, într-adevăr, v-am spus, eu nu discut organizarea și nu discut metodele nimănui, merg pe principiul hoțul neprins, negustor cinstit. Cert este că noi am jucat foarte curat și am avut și ne-am limitat efectiv la ceea ce conform legii a fost campania din punct de vedere financiar. Care este decizia domnului Oprea? A fost o experiență și atât? Se retrage în viața profesională? Părăsește partidul? Domnul, din discuțiile personale care le-am avut cu dânsul, pentru el a fost o experiență extraordinară de viață, pentru că a îmbrăcat o latură mai socială, adică a avut posibilitatea să socializeze cu foarte mulți oameni. A depus foarte mult efort și pot spune chiar și abnegație în ceea ce a făcut și sacrificiu. El personal spune că va rămâne alături de noi. Dar cu sufletul numai. Nu cu sufletul, chiar și din punct de vedere a consilierii și ceea ce poate ajuta. Pentru că și... va trebui să-și dea demisia din parte, nu? Că, ca și funcționar. Da, nu, ca și funcționar atâta timp că nu va avea o funcție de conducere în partid, nu are nicio relevanță. Deci nu cred că e interzis dacă e simplu. Haideți să vă mai spun ce au spus analiștii politici. Eu nu judec, ci doar transmit ceea ce au spus atunci când s-a analizat. Din punct de vedere al omului și al profesionistului Gheorghe Oprea, lucrurile au stat super ok. Ei, domeniul din care vine dumnealui, domeniul ANAF, ANAF-ul, ca și garda financiară, ca și garda de mediu, ca și toate instituțiile astea de, nu de forță, dar de control. De control, de construcție. De control, ca să spun, de control, de control de control a corectitudinei. Deci știți foarte bine că un inspector ANAF este bau-bau... Bun. Aici vreau să vă contrazic absolut. În ultimii ani, în toate sondajele naționale, instituțiile care luptă contra evaziunii și a corupției aveau o poziție foarte bună. În rândul oamenilor.
rândul oamenilor, dar la nivelul, nu uitați că se lucrează cu societăți comerciale, cu fun, și dacă văd un inspector ANAF. Bun, și, și din punctul acesta de vedere, era de preferat să aduci un om care nu avea niciun profil sau nu era specialist, te judecau acela, cine era, pe ce nimeni, are, da. Nu e ca nimeni. Deci am spus, am adus un specialist în finanțe care... foarte târziu, se spune că l-ați adus foarte târziu. Asta e adevărat, dar cine undeva scont... în noiembrie l-am cine scont de faptul că am preluat... Cine scont de faptul că am preluat organizația de la Roman și am început activitatea în august, care a fost lună de vacanță, deci efectiv am început o activitate în septembrie, care până în decembrie a însemnat reorganizare, reconfirmare, reașezare, tot ce vreți. Adică vorba aia, am luat organizația cu 3500 de oameni, din care asta... mulți erau plecați sau decedați sau pe la alte partide și figurau și pe la noi, și am rămas totuși cu 2200 de oameni în organizație. Bun. Confirmați clar. Ce s-a întâmplat și la Piatra Neamț, că s-a întâmplat același lucru? Nu, la Piatra Neamț nu s-a întâmplat același lucru. La Piatra Neamț s-a pierdut numai la nivel de primar, la Consiliul Județean. 11.601 voturi Dragoș Chitic, Harbunz, contracandidatul care contează, 8.752, 2684. La nivelul primarului, de la nivelul Consiliului Județean, veți vedea că am câștigat. Nu, știu, acolo nu discutăm. La nivelul primarului, trebuie să recunoaștem că plecarea lui Aurelia Simionica a însemnat o pierdere de aproximativ 1000 de voturi, care bănuiesc că sunt tot din zona noastră, nu din alta. Cine și-o asumă plecarea doamnei? Îi pun undeva pe la PSD-ul a ajuns acum, nu cred că nu cred că și-o asumă nimeni, pentru că a fost decizia dânsei. Puteam să iau și eu o decizie similară înainte de alegeri. A fost decizia dânsei, s-au încercat discuții cu ea, nu cred că și-o poate asuma cineva. Și de asemenea, faptul că cred la fel că a fost au mai fost niște sincope și cred la fel că a fost o... non-combat, nu pot bănui de nicio formă că Liviu Harbuz ar fi făcut non-combat. Dar undeva a dus campania la un nivel mult mai înalt față de percepția pietrenilor. Dacă mă lăsați să termin ideea, dacă nu vă lăs să vorbiți dumneavoastră. Nu, vă lăs. Deci el a dus campania la un nivel mult mai ridicat prin... ideea aia cu cardul cetățeanului, care cred că a venit și aia târziu. În ce consta? Deci consta într-un card care l-avea fiecare și care s-a împărțit la toți pietrenii, card cu care puteau accesa pe acele aparate stradale tot ceea ce însemna din direct primarul, primăria și transmite mesaje către administrația locală, prin care își puteau exprima opțiunile pentru proiecte prezentate de primar, își puteau exprima opțiunile pentru propunerile de administrare făcute și ele ajungeau direct pe masă, adică ajungeau direct la primar sau la administrația locală respectivă. Deci era o legătură directă și foarte simplă de la orice colț de stradă sau de pe... Asta pentru tineri, domnule președinte, dar nu era, pentru că era foarte simplu, era foarte simplu de accesat. Sunt acele aparate care sunt similare cu cele care vezi monumentele istorice, traseele, istoria, sunt plasate în toată țara. Toate sunt instrumente moderne pentru tineri. Eu ce am spus că undeva a încercat să ducă campania la un nivel mult prea ridicat. Și altceva vreau să vă spun eu. Deci, atât domnul Harbuz, cât și candidatul PNR-ului la Consiliul Județean, domnul deputat a PNR-ului, Cosmanciuc,
nu sunt percepuți de nemțeni ca ai noștri. Domnul Harbuz locuiește în București, are familia în București, domnul Cosmanciuc la Iași și-au făcut mutații, așa cum și-a făcut Harabagiul la Roma. Ar fi trebuit ca votul pentru CJ în cazul acesta să fie mult mai decisiv dacă toată lumea lua în considerare acest aspect. Oamenii au vrut un om al locului și l-au votat pe deputatul Arsenie. Târg Nemțean de-a nostru, bun, rău, este de-al nostru, de acasă. Da, da, așa e. Deci, a câta oară în 25 de ani, țineți minte când erați în PSD la vremea când ne trimiteau de la București fel de fel de candidați, așa cum ne-au trimis-o pe doamna Udrea și mai remarcau cei doi cu care am discutat faptul că la ora asta Romanul nu are deputat. Nu are, nu știu ce se mai întâmplă cu domnul senator Cadar, asta ar trebui dumneavoastră să-mi spuneți, v-a ajutat un pic în campanie? Domnul senator Cadar a fost alături de organizație, este în organizație, pe cât i-a permis sănătatea, ne-a sprijinit și ne sprijină în continuare. Spuneți-mi, vă rog, care-i viitorul politic al lui Dan Manoliu? Repet și subliniez, un om foarte apropiat de presă. Puțini oameni politici au avut atâta tact și atâta înțelegere și atâta bună conlucrare cu ziariști, așa cum o au cei doi de acum. Vorbim de Emilia Arcan și de vicepreședintele Dan Manoliu. Da, conlucrarea mea cu mijloacele și cu reprezentanții mass mediei a venit, dacă vă aduceți aminte, încă din mandatul 2008-2012, pentru că am considerat și consider și am și spus la ultima ședință de Consiliu că cei din presă au fost cei care mi-au adus la cunoștință niște semnale. Și una, când am greșit eu în niște decizii administrative la nivel de Consiliu, dar în același timp am reușit să intervin pe o serie de paliere eficient încât să împiedic poate un dezastru, ca să vă dau exemplu, un dezastru privind pierderea unui proiect european și returnarea finanțării pe proiecte europene. Și eu am apreciat acest lucru, de aia am acceptat și am avut răbdarea să ascult orice reprezentant al mass mediei. Consider niște oameni normali, nu niște spiritori, așa cum unii cred, dar în același timp niște oameni, unii din puținii oameni care reușesc și au curajul să spună în față adevărul sau măcar ceea ce cred ei că e adevărat. Și e un lucru important și a fost un lucru important pentru mine. Din punct de vedere a viitorului meu politic, deocamdată, chiar dacă am un regret, pentru că vă dați seama că în activitatea mea, mai ales în ultimii 10 ani, când am coordonat multe campanii electorale și n-am pierdut niciuna, întotdeauna am reușit și m-am situat undeva pe locul 2 sau 3 la nivelul organizației județene din punct de vedere a zonei care am coordonat-o, pentru mine e un gust amar această înfrângere drastică. Nu vreau și nu sunt genul de om, eu sunt un om corect și față de mine și față de ceilalți, nu vreau în momentul acesta să caut motive sau să arunc vina pe altcineva, e un lucru care mi-l asum. Dacă conducerea județeană va considera că vina mea nu poate fi trecută cu vedere. Deci vina mea este atât de mare și face rău organizații județene și organizații de la Roma. Nu e normal să fac pasul înapoi, care e deci o onoare, bineînțeles, dar care este și un lucru de onoare și eu vreau să fiu un om de onoare până la sfârșit, indiferent de asta, de situație, dar personal nu mă simt vinovat cu nimic. Am încercat un proiect nou,
Mai devreme sau mai târziu, Romașcane și cei din jurul meu poate vor recunoaște că într-adevăr am adus și am făcut și am adus un altfel de suflu în organizația de la Roman de când am preluat-o. Am încercat să constituie o altfel de organizație, dacă mi se va da posibilitate să-mi duc proiectul la capăt. Vă asigur că voi face o organizație, voi readuce organizația de la Roman acolo unde a fost pe vremuri, deci una din cele mai puternice sau chiar cea mai puternică organizație și reprezentativă din județ. Totul depinde de analiza care se va face la nivelul conducerii organizației județene și de asemenea la nivelul, nu știm deocamdată, și de asemenea la nivelul conducerii organizației locale. Deci inclusiv la nivel local, pentru că e normal să facă o analiză la toate palierile. Tot în domeniul acesta politic, domnule vicepreședinte, mă interesează dacă pe Consiliul, pe mandatul acesta s-ar putea ca funcția de vicepreședinte care revine PSD-ului va aparține tot dumneavoastră, ținând cont de nevoia de continuitate și de expertiza pe care ați căpătat-o. Nu cred, v-am spus și în discuțiile particulare, deocamdată la nivel de organizație județeană, discuțiile vor începe de joi încolo. În momentul actual nu se știe nimic, s-a lăsat, cum e normal, o perioadă de liniștire a apelor, de liniștire a orgoliilor și a, mă rog, ambițiilor fiecare, deci am ieșit dintr-o campanie în care s-a depus efort. Și unde este între aceste orgolii, unde e interesul cetățeanului? Interesul meu ca și votant este să știu că acolo, la Consiliul Județean, există un om cu expertiza lui Dan Manoliu, care se pricepe la infrastructură, se pricepe la... Din păcate, doamna Ordean, eu plec cu în aceste discuții plec cu un handicap pentru că romașcanii nu mi-au mai dat încrederea la care mă așteptam. Poate a fost și o vina mea pentru că din prea multă modestie am preferat să nu spun ce am făcut pentru Roman. Nu, dar toată lumea au fost unii, au fost cazuri în care efectiv nici nu s-a pomenit numele meu, s-au folosit numele președinților, deși eu am fost cel care am inițiat, eu am fost cel care a susținut, eu am fost cel la cărui birou s-a venit și s-a cerut sprijinul și m-am luptat un mandat de... Am spus întotdeauna că am făcut-o pentru romașcani. Dar se pare că n-am știut să o spun și da, și elegant, n-am știut și deși mi s-a promis de multe ori că se va recunoaște sprijinul și se va recunoaște ce am făcut, niciodată nu s-a folosit numele meu, s-a încercat tocmai, poate bazindu-se pe modestia mea și e un lucru care acum regret că nu l-am făcut, ar fi trebuit să aduc mai mult la cunoștința romașcanilor ceea ce am făcut pentru Roman. Bineînțeles, haideți prin să puterea. Facem acum, că mai avem 5 minute, spuneți repede ce ați făcut dumneavoastră pentru Roman, să reamintim romașcanilor. Am spus, începând de la susținerea și cumpărarea casei Fălcoianu în mandatul 2008-2012, susținerea proiectului și realizării reabilitării bibliotecii care a fost făcută, deși toți spun că acordul de asociere a fost în mandatul 2008-2012, lucrarea s-a făcut din 2014 până în 2016, în momentul când noi controlam Consiliul Județean și în momentul când administrația locală nu era de aceeași culoare politică cu Consiliul Județean, se putea foarte bine pune bețe în roate și acest proiect să fie dus mulți ani de acolo încolo, să nu dăm banii. Deci nimeni nu recunoaște
cât de mult au avut sprijin și cât m-am luptat la nivelul Consiliului Județean ca acești bani să fie dați, chiar suplimentați. Vorbim de proiectul apă canalizare de la Roman, făcut de Apaser. Vă aduceți aminte situația din Danubiana, blocată, am stat efectiv în ploaie aproape 3 săptămâni cu o serie din colegii dumneavoastră lângă mine, până când acea stație de pompare-repompare de la Danubiana a fost montată, instalată și s-a deblocat situația cartierului Danubiana. Nimeni n-a spus nimic, a uitat că de fapt eu am stat cu capul în ploaie atunci și am stat indiferent de situație și am... Nu spune nimeni de situația stației de epurare de la Roman, care era... Întrebarea mea următoare, care era blocat acum... Care era la momentul respectiv, ei sunt undeva la un grad aproape de 90%, am înțeles că mai au până în septembrie timp și cred că se vor încadra, care era blocată total, unde eu am făcut presiuni până când sub antreprenorul, care nu făcea nimic, i-a fost reziliat contractul și a fost adus altcineva. Nimeni nu spune de faptul că s-au adus pe ordonanța 28 cu lobby-ul meu direct la minister cei 63 de miliarde pentru Artera Est, unde edilul orașului nu m-a venit și a semnat contractul la prefectură și a semnat contractul și l-am trimis și banii au intrat sau deja Artera Est este aproape, este în totalitate făcută noi. Nimeni n-a spus asta. Nimeni nu spune și n-a spus că la Ștrand s-a beneficiat de ajutorul Consiliului Județean. Nimeni nu spune că aparatul de radiologie, de care bine știți, este proiect care este de mine pus în Consiliu și hotărârea a venit cu lobby-ul meu direct și cu rugămintea mea directă la colegii mei consilieri pentru Roma, nimeni nu spune nimic. Și vă mai pot spune încă multe, multe, asta multe știu. Altele. Spuneți-mi, a fost doar tot așa o eroare de comunicare, este chiar ultima întrebare pe care vă pun. Declarația făcută de către domnul deputat Arsenie, cum că primăriile liberale, asta înseamnă Romanul, Piatra plus cele, cât mai au ei, nu mai știu cât au ei, 25, cât au, nu vor primi un șfanț în mandatul viitor? Nu știu. Este posibil așa ceva? Unde ați văzut dumneavoastră această declarație? Eu n-am văzut-o. Se spune că News Alert. News Alert, nu știu de unde a luat declarația. Cert vă spun că niciodată la deputatul Arsenie, pe mandatul meu, nu s-a pus problema ruperii de fonduri sau a nealocării de fonduri către primăriile care nu aveau culoarea politică a noastră. Și exemplu concludent v-am dat numai din câteva aspecte care v-am spus. Deci nimeni, dacă ar fi fost să țină cont de culoarea politică, nu ar fi dat Romanului 63 de miliarde pe ordonanța 28. Ce se va întâmpla de acum încolo? Nu cred. Bun. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc tare, tare mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Prezența în emisiune și sperăm că o să ne mai vedem aici la Roman 24. Cu cea mai mare plăcere. Și din postura noastră, eu aș vrea de vicepreședinte, dacă ar fi după din păcate mine, nu e după dumneavoastră. Așa, dar să vedem și chiar din postura aceea de consilier județean, vă întoarceți la firma pe care ați neglijat-o total? Nu, deocamdată firma e dată, nu mai e a mea. Mă gândesc să mă îndrept spre alt domeniu unde am acreditare încă din 2006 și pe care respectiv nu l-am abordat. Eu sunt specialist în insolvență. Din 2006 n-am practicat, dar mă gândesc să îmbrac și această latură. Vă mulțumesc tare mult, o zi bună, stimați respectatori, rămâneți pe Roman 24. Și eu vă mulțumesc.